Salutare, prieteni de la Bergamo. Iată așa se votează la Bergamo. Cu muzică patriotică, cu tricolorul nostru sfânt, oamenii sunt așteptați la vot pentru a-și decide viitorul pentru următorii 4 ani. Suntem aici cu delegația noastră venită în diaspora să susținem colegii și prietenii noștri plecați peste hotare. Ok. Un cadru este. Ok. Oamenii își fac poze cu tricolorul. Cu cât mai departe ești de patrie, cu atât mai tare îți crește dorul de ea, cu atât mai patriot devii. Veniți la vot, dragi prieteni, mai aveți ore numărate în care vă puteți exprima punctul de vedere, în care puteți hotărâ soarta Republicii Moldova pentru următorii 4 ani. Vă îndemn pe toată lumea să veniți la vot, să lăsați într-o parte odihna sau munca sau orice altă activitate și să găsiți timp câteva minute pentru a ieși la vot. Veniți la vot, votați, pentru că astăzi, acum, în această zi, se decide viitorul Republicii Moldova pentru următorii 4 ani. Vom avea un viitor bun, vom avea un viitor pe care ne-l dorim sau va trebui să batem din nou pasul pe loc. Decizia va aparține, aveți puterea de a decide acest lucru prin vot, prin acest buletin de vot, prin ștampila pe care o aplicați acolo unde socoteți dumneavoastră că este corect, acolo unde socoteți dumneavoastră că vă